Toată lumea este pregătită să acceseze proiecte, să obțină finanțare fie pe PNDL, fie pe fonduri europene. Rolul nostru este să îmbunătățim accesul la aceste finanțări și să eliminăm orice blocaje legislative care ar conduce la împiedicarea creșterii confortului pentru cetățeni până la urmă. Asta am reușit să discutăm astăzi, ce probleme au primarii, ce blocaje au întâmpinat în activitatea dânșilor, inclusiv vizita de astăzi unde mi s-a adus la cunoștință partea de consolidare sau de demolare a acestor părți din spital. Încercăm să sprijinim toată activitatea județului, astfel încât dumneavoastră și cetățenii să simțiți mai bine pentru dumneavoastră. Aveți un mesaj către nemțeni? Să fie sănătoși, să bucure de primăvară, aveți un județ deosebit de frumos. Mergem înainte. Mulțumesc.